Bună dimineața! Continuăm uh, istoria victoriei lui Isus asupra Romei, care de fapt este istoria e victoriei dumneavoastră și a mea asupra lumii. Și citesc versetele 27 și 28. Împreună cu el au răstignit doi telhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a întâlnit scriptura care zice a fost pus numărul celor fără de lege. Adevărul crucii, Iisus răstignit, este un adevăr prea șocant prea șocant chiar și pentru oamenii credincioși, chiar și pentru editorii Bibliei. În cele mai vechi versiune, pentru că avem manuscrise ale lui Marcu vechi, în cele mai vechi manuscrise ale lui Marcu, începând în de secolul 2, nu apare versul 28. Astfel s-a întâlnit Scriptura ca să le zice a fost pus numărul celor fără de lege. Apare în Luca, e drept, dar nu apare în Marcu 15, versul 28 nu există. Și Simțământul meu este că l la Odocat acolo ca să dea o explicație pentru această nepotrivită asociere a lui Isus cu doi tâlhari. Și să spună, da, păi și Isaia a spus că va fi pus între cei fără de lege. Dar, de fapt, cred că aici este o idee mai adâncă și mai șocantă, așa cum am spus, mai greu de digerat. Dacă vă amintiți în, cu, cu câtva timp înainte răstignirii, Firul Zebedei, Petru și Ioană, Împreună cu mama lor. Au venit la Iisus și au cerut onoarea de a fi în împărățirea dreapta și la stânga. Și Iisus i-a întrebat, puteți bea paharul pe care îl vă bea eu? Și au spus, putem. Acum nu este nevoie să spun că, deși Iisus a zis, iar dacă că îl veți bea, cei doi l-au băut în ultima instanță, dar în ziua răstignirii, atât pentru cât și Ioan, au refuzat să bea paharul împreună cu Isus, deși li s-a oferit ocazia. În sensul că Ioan a fost în curtea templului și Petru a fost în timp, curtea templului. Dar Ioan a tăcut și Petru, mai mult decât atât, a tăgăduit și a trădat. Așa că Petru a ratat șansa. De fapt, a ratat ocazia providențială de a duce crucea lui Isus, iar Ioan a fost la cruce lângă mama lui Isus, dar nu alături de Isus. Iisus le spune însă asta la dreapta și la stânga mea, ceea ce este cea mai mare onoare, nu depinde de mine, ci de mine de tatăl meu. Este o onoare, dar tatăl meu va da această onoare când va voi el. Și asucind pe cei de tâlhari, de la dreapta și la stânga lui Isus, cu, Isai, cu profiția lui Isaia, noi de fapt vrem să spunem că prezența celor doi tâlhari este o insultă în plus adresată de Isus adresată de romani uh, lui Isus. În realitate însă, cei doi de la dreapta și la stânga sunt cei cărora tatăl a vrut să le dea onoarea de a fi la dreapta și la stânga lui Isus. Cine sunt cei doi? Tâlhari. Doamne, erau tâlhari. Pentru că romanii au numit tâlhari, i-au condamnat ca tâlhari. Erau revoluționari. Și cine sunt acești revoluționari? Sunt doi oameni care au plătit cu sânge, cu viața, idealurile lor. Dar sunt de asemenea doi oameni care și-au mânjit mâinile cu sânge pentru a atinge aceste idealuri. Doi oameni care au adus o jertfă zadarnică. Și în lor zadarnică au mai și alți oameni. Cine sunt ei? Acești revoluționari evrei erau diferiți de niște simpli tâlhari din alte părți. Ei erau de origine esenieni, țineau de o comunitate egalitară, care vrea să dispară orice clasă și orice inegalitate din lume, țineau toate averile în, în comun, și care credeau că societatea poate fi radical rearanjată în funcție de aceste principii egalitare care niciodată nu au funcționat și nu vor funcționa pe pământ. Așa că au pus mâna pe sabie și n-au fost primii. Cu circa 100 de ani mai înainte, un sclav trac în Italia, numit Spartacus făcuse același lucru, creând o societate de sclavi de date neamurile, cu perfect egalitate, având tot împreună, fără circulația banului și a fost răstignit împreună cu tovarășii săi de, de, romani pe via Apia. Apoi, după Isus, s-au sculat tot felul de oameni și nu vreau să pot să da nume de gândire la Revoluția franceză, la diverse mișcări în care oameni radicali a ucis alți oameni și și-au jertfit viața pentru ideal utopic, ideal care nu cine căieri. Acești oameni ajung pe cruce cu o jertfă zadarnică. Utopiile lor nu se pot realiza. Ei mor degeaba. Mai mult decât atâta, îi omoară și pe alții în drumul lor. Și totuși tatăl consideră că este drept să pună alături de Isus pe cele tălhare. Vedeți, un creștin conservator se va deranja atunci când unul ca Che Guevara sau ca Marat sau Leon Trotsky sau Robespierre ar fi pus alături de Isus. Ar spune că, este poate o stângă creștină genul la Goj de Cris sau Teologia Liberării. Dar în realitate este tatăl cel care a fost de acord ca acești radicali să fie pus alături de Isus. Pentru că orice radical din toate timpurile a avut ceva comun cu Isus. Și motivul pentru, care Iisus a, pentru care Isus a refuzat calea lor, motivul pentru că Iisus, care Isus, a refuzat calea Revoluției, nu este pentru că Isus a fost un resemnat, un pasiv, pentru că religia lui a fost o religie a sclavilor, pentru că Isus nu a fost un luptător, ci pentru că Isus știa că această cale a Revoluției și a violenței nu duce nicăieri, duce la mai multă violență și că este o jertfă zadarnică și este o utopie că lumea aceasta nu va fi niciodată egalitate. Dar faptul că Iisus a preferat acești doi, așa ziși, telhari, acești doi paria, la dreapta și la stânga, dovedește că cumva la, a, a avut o simpatie pentru, și o înțelegere pentru idealurile și pentru lupta lor. Iisus n-a vrut ca la dreapta și la stânga lui să fie pus cei cu care noi am asociat numele Lui Iisus în istorie. Am asociat numele Lui Iisus cu regi și foievozi pe care i numit sfinți, cu călugări, cu preoți, cu șef de stat, în sfârșit cu mișcări naționaliste și în general cu mișcări de dreapta, ca să zic așa, deci nu vreau să fac politică. Și tatăl, din potrivă, a pus la dreapta și la stânga lui Iisus doi oameni care au murit pentru o utopie, care au ucis oameni pentru o utopie, unul dintre ei și-a salvat sufletul în ultima clipă, altul a fost pierdut. Dar cumva Isus ne-a arătat că El mai repede stă între radical și luptător și revoluționari decât între oameni biserici, între papi, între domni, între voievozi, numiți sfinți, între regi, între conducători naționaliști, între conservatori, ca să zic așa. Iisus nu este un, dacă Isus nu este politician, nu este nici conservator, nici, nici liberal, dar dacă vrem să-l primim deva mai repede, vrea să fie pus între radical și, și revoluționar decât între conservatori. Și asta ne spune foarte mult despre Isus, pentru că ne arată că profilul lui n-a fost nici cel al unui resemnat, nici cel al unui care, așa cum a fost folosită Biserica de-a lungul timpului, sfințește ordinea existentă. Și mai degrabă simpatiile lui au fost cu cei care contestă această ordine Dar n-a crezut că uh, omul ajunge undeva pe calea lor uh, Și a dat seama că utopie este utopie Și că acești oameni de fapt au adus o jertfă zadarnică Să mergem mai departe Trecătorii și puteau joc de el Dădeau de cap și ziceau Uă, Tu care stii și, și templu și, -și la loc în trei zile Mântuiește pe tine însuți Și pogoară de pe cruce. Ceea ce mi se pare mie aici interesant este faptul că trecătorii își băteau joc de el. Deci erau oameni care incidental treceau pe la cruce. Și este interesant că oamenii aceștia se, se legaseră de elementul cel mai superficial. A auzit că a spus că strică templu și că îl repară în trei zile. Și considerau vreau să spun că dacă Isus ar fi făcut asemenea afirmație, ar fi fost doar un nebun dar nu merita să pentru aceasta. Dar în răutatea lor oamenii considerau că merită aceasta, merită și bat jocură și cereau să-și dovedească mesianitatea coborând de pe cruce și mântuindu-se pe el însuși. Aceasta este opinia unui trecător, a unui om superficial, care nu stă să investigeze, să gândească, să pună întrebări, să vadă, ci doar trece. Și ce vreau să spun este că oamenii care merg la biserică sâmbătă sau duminică sunt niște simpli trecători. Ei nu și-au timpul să vadă, să înțeleagă, să investigheze, să interiorizeze. Ei doar trec. Faptul că noi astăzi, în loc să spunem tu care strici templul și zidești la loc în trei zile, mutește pe trei însuți și pe o de pe cruce, spune mărit să fie Isus, Domnul ne iubește, aleluia, suntem plus de Duhul Sfânt și așa mai departe, nu însemnează că ei sunt într-o poziție mai bună decât acei trecători. Ideea este că așa cum gloata l-a răstignit pe Iisus, trecătorii nu au înțeles. Și cei mai mulți oameni care citesc Biblia sunt niște simpli trecători în fața crucii. Trecătorii aceștia n-au înțeles nimic, dar s-au lăsat influențat de cine? De preoți, fiindcă se pare că preoții cei mai de seamă împreună cu cărturare și băteau joc de el și ziceau pe alții i-a mântuit, pe silențiu nu se poate mântui. Deci ideea aceasta a plecat de la preoți, de la farisei, el a fost proată de gloată și a fost proată de trecători. Uh, Crucea este un mesaj care poate fi înțeles de cei care îl digeră cu mintea lor și îl primesc în inima lor proprie. Nu cei care spun ce spune gloata și spun ce spun preoții și sinedriul. Noi trăim în timpul în care preoții și sinedriul spun alt gen de cuvinte despre Isus. Preodul și sinedriul ne spun că Isus este mântuitor. Dar preotul și Sinedu ne spun că Isus le-a dat lor monopolul mântuirii și dacă vrem să fim mântuiți, să venim la ei. Iar gloata în continuare repetă cuvintele preoților și întoarce spatele crucii și privește spre preoți. Chiar și crucea ei o iau de la preoți. Iar trecătorii sunt cei care merg cu gloata, trec și uh, repetă clășele gloatei. E bine, ceea ce vreau să spun este că pentru a înțelege mesajul radical al crucii, trebuie să nu fim simpli trecători, trebuie să ne liberăm de gloată și trebuie să ne punem la urechi atunci când preoții și nedru vorbesc. Trebuie să hotărâm cu mintea noastră și cu inima noastră. Poate că asemenea cuvinte par șocante pentru unii care ne-am învățat să asociem o atitudine de conformism cu creștinismul, dar nu uitați, Iisus nu degeaba a fost pus în rândul revoluționarilor. H uh, cuvintele preoților, ce mai departe? Hristosul, împăratul Israel, să se, se pogoare cu de pe cruce ca să-l vedem și să credem. Observați că preoții nu spun împăratul iudeilor, ci Hristosul. Pe ei uh, îi, 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 deranjează mesajul religios al lui Isus, că Isus să crede în Mesia. Nu spune împăratul iudeilor, ci împăratul lui Israel. Și Uh, nu vor să repete cuvintele lui, lui, lui Pilat. De ce? Ideea că Isus este condamnat pentru o crimă politică este pentru ei doar un pretext. Motivul pentru este religios, că împăratul lui Israel ne duce cuvântul la David. Deci este o poziție teocratică. Uh, ce răstiniți împreună cu el, de asemenea, își bădeau joc de el. Aici este momentul cel mai, cel mai trist. Isus are o simpatie pentru cei doi răstigniți de lângă el. Tatăl a hotărât să le dea onoarea de a fi lângă Isus. De se întorc și bajocoresc, fiindcă nici ei nu înțeleg pe Isus. Uh, Luca și Matei vorbesc despre pocăința Târhalului de pe cruce. Dar Marcu nu vorbește despre aceasta. Și motivul pentru care Marcu nu vorbește este că vrea să ne arate că Isus nu a fost înțeles de nimeni. Și deși celor doi a fost dat onoarea să vedea dreapta și la stânga lui Isus. Asta nu însemnează că ei sunt mântuiți în mod automat. Nu semnează că trebuie considerați niște sfinți. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Deci vorbim aici despre, despre, un moment de întuneric de trei ore. Și acest moment de întuneric, de fapt, reprezintă simbolic sau grafic, momentul de maximă victorie a Întunericului. Vor vorbim despre acest ceas al Întunericului săptămâna viitoare. Ceea ce vreau să spun este că Isus este cel care controlează evenimentele. Isus este cel care le determină. Isus este cel care merge înainte victorios. Și până acum n-am văzut altceva decât victorie după victorie la Isus. Eșec după eșec al omului. A fost eșecul preoților, eșecul Romei, eșecul gloate, eșecul trăgătorilor, eșecul revoluționarilor. Dar Isus este deasupra și El este în control. Vine momentul de, de apogeu când Isus se confruntă cu ceasul întunericului, cu însăși esența întunericului, cu întunericul maxim. Despre aceasta va vorbi săptămâna viitoare, dar pentru astăzi continui să vă încurajez, interiorizați mesajul crucii și fiți deasupra acelor cu staților, fiți printre cei biruitor. Nu vă temeți de Roma, nu vă temeți de gloată, nu fiți un simplu trecător, nu lăsați ca religia dumneavoastră să fie modelată de preoți și de sinedru și de farisei, ci priviți la cruce și învățați de la Isus. Vă mulțumesc, ne revedem săptămâna viitoare, la revedere!